Noile prevederi de acordare a concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului vor fi aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2011. Miercurea trecută, guvernul a aprobat ordonanța de urgență care reglementează aceste schimbări. Noile prevederi se vor aplica numai copiilor născuți începând cu data de 1 ianuarie 2010. Mamele au dreptul să aleagă între două variante, una în care vor sta un an acasă, iar a doua, 2 ani de concediu, dar cu mai puțini bani. Este o noutate în sensul că sunt două variante de lucru. Prima, cea pe care pot să opteze părinții la nașterea copilului și anume aceea de acordare a 75% din veniturile nete pe o perioadă de un an, dar nu mai mult de 3.400 de lei și nu mai puțin de 600 de lei. Cea de-a doua variantă de lucru este aceea de acordare a indemnizației de creșterea copilului până la împlinirea acestea a vârstei de 2 ani și este 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mică de 600 lei, dar nici mai mare de 1.200. Pentru părinții ai căror copii prezintă un handicap, concediul poate fi prelungit până când copilul împlinește 3 ani. Indemnizația nu va fi mai mică de 600 de lei, dar nici mai mare de 3.400 de lei. Noul act normativ mai prevede suplimentarea cuantumului indemnizației cu suma de 600 de lei începând cu al doilea copil în cazul sarcinilor multiple.